După protestul care a avut loc la sfârșitul săptămânii, unde sute de oameni au ieșit în stradă pentru a le cere autorităților locale să nu mai ucidă animalele care nu sunt adoptate din adăpost, Nicolae Ciucă a declarat că este nevoie de schimbarea legii, punctând faptul că cei responsabili de această crimă trebuie să fie pedepsiți. Este absolut inacceptabil, sunt iubitori de animale, am crescut cu animale, am avut animale, ultimul meu cățel s-a prăpădit anul trecut, și l-am onorat așa cum se cuvine, pentru că a fost un câine care a trăit cu noi mai bine de 12 ani de zile. Cine face și cine ia astfel de decizii să răspundă și în fața legii scrise și a celei nescrise, pentru că sunt suflete și trebuie tratate așa cum se cuvine. Mai mult de atât, omenește, nu am ce să spun. Să modificăm o lege? Sigur că da, se poate modifica. Absolut sunt de acord cu dumneavoastră. Câteva sute de persoane au protestat la Târgu Jiu față de eutanasierea câinilor fără stăpân și cer schimbarea legii. În prezent, legea obligă autoritățile locale să păstreze animalele capturate de pe stradă timp de 2 săptămâni. Ulterior, dacă nu sunt adoptate, se pot eutanasia.